stăm de vorbă cu decanul de vârstă, dacă am putea să-i spunem, al sportului local, al fotbalului în special, domnul Alecu Iorgulescu. Domnule Alecu, am înțeles că ați venit astăzi să vedeți și dumneavoastră minunăția asta de tribună care se ridică aici la fosta arenă Olimpia, actualul Marina Nastasovici. Cum vi se pare? După vizita domnului Leșanu, m-am gândit să cobor, să văd și arena, în ce stadiu se află, mai ales tribuna. Cum vi se pare ceea ce vedeți aici? Cu toate că stau cu spatele, dar mai înainte am văzut fața, mi se pare ceva deosebit. Cine a îndrăznit vreodată, timp de 50 de ani de când activez și eu pe la fotbal, să facă așa ceva? La început a fost bine ce au făcut, că astea erau posibilitățile. Însă acum, dacă avem un mare domn, Nicolae Ion, și are posibilități să construiască ce n-a văzut Giurgiu de când lumea și pământul, această arenă deosebită, care mulți, mulți microbi de fotbal vin și pentru tribune, nu numai pentru echipă. Credeți că o să ajungă Astra iubită în Giurgiu? Nu este echipa Fanion a orașului, să spunem. Eu nu mă gândeam la Fanion, dar a început chiar să o iubească. Și se vorbește prin oraș și pensionarii și tineretul și cei care vin aici. Prezența lor, asta înseamnă că iubește și echipa. Ia spuneți-ne cum mai stați cu sănătatea. Știu că ați avut niște probleme, adică veniți la stadion, ați fost la vreun meci sezonul ăsta? La meciuri n-am fost, că n-am avut posibilitate să rezist, că mie îmi și pare rău ce se întâmplă, urmăresc fazele de joc. Dar cu sănătatea am avut o operație mai grea la Viena, unde Gino a avut grijă de mine îndeaproape și m-am salvat. Deci acum sunteți în formă, când vă vedem la stadion? Dacă am venit la stadion, înseamnă că mă simt și bine, da? Așa că în viitorul meci, când se joacă la Giurgiu, cred că o să fiu prezent. Ce mai fac băieții dumneavoastră? Gino nu că nu vrea să mai audă de fotbal. E propus acolo la cetățean de onoare al municipiului, însă îmi pare rău că n-a putut să vină, că a fost plecat afară pentru anumite treburi. E bine, are un băiat de 18 ani, studiile le face în Elveția, clasa 12 a trecut. Fata mea are și ea o fată și un băiat, tot de 18 ani, la 3 zile față de lui Gino. Și Vicențu, președintele sportiv la Piatra Neamț, la Ceahlău. Anul trecut a fost mai greu, dar văd că acum și-a făcut puțină echipă și sperăm să ne bucurăm, să nu mai fim întristați. Bine, Nealecu, vă așteptăm să mai stăm de vorbă mai mult pe marginea acestei echipe și a nou înființatei Dunăre. Am înțeles că echipa dumneavoastră de suflet s-a reînființat, ați fost și acolo, cum zice? Am fost la Vintilică, mi-a plăcut interiorul, că ăla e proiectul meu. Tot ce s-a făcut la stadion acolo s-a făcut de muncă, prin muncă voluntară. Proiectele mele recunoscute de toți. Și mi-a plăcut interiorul, că e curat, a pus aerul după sală, l-a pus în fiecare cabină, 7-8 cabine, ori 4-4, 28 de oameni vor fi în cantonament. Noi, poate cu o zi înainte, dar ceilalți mai puțin o să vină la... Credeți în proiectul ăsta și în, eu știu, revigorarea sectorului juvenil, orașul ăsta a dat atâtea mari jucători? Nu cunosc bine jucătorii de la Astra, dar dacă erau ceilalți mai dinainte, mai apărea câte 1-2. Am dat la divizia pe Gino, pe Buduru la Faru, pe Preda Marian la Râmnicu Vâlcea, unde a avut eșec acolo, n-a fost serios. L-am dat pe Cojocaru la Faru Constanța, n-a fost serios și n-a mai funcționat. Cojocaru la mic a fost și el la Faru, dar nu l-a ținut, l-a dus la Rapid. Și pe cel mare, la fel, l-am dat din nou la Rapid, însă nu putea să joace în locul lui Gâtan, Cuie și alți fundași centrali deosebiți. Și nu mai spun de Calianu, că e șeful centrului de copii și junior într-o localitate în Germania. Și toți sunt profesori de sport. Și e lucru mare. Și a văzut de familii, sunt cu copii, au primit și sfaturile mele, cred că a ținut cont de ele și în continuare sperăm să fie bine.